PNDL-3, supranumit Angel Salini, de la numele Marelui Inginer, prevede un buget de peste 50 miliarde lei pentru toată țara în perioada 2021-2028, prin care primarii să facă investiții pentru dezvoltarea comunităților locale. Consiliul Județean Argeș a primit finanțare pentru 9 drumuri județene, un pod și o stație de epurare. Suma pentru finanțarea celor 11 proiecte depuse de Consiliul Județean Argeș este de 140 milioane lei. Toată situația este una foarte bună. Așteptăm ca să se încheie la nivel național tot ceea ce înseamnă semnarea documentelor de către toate județele. Mai sunt vreo 10 județe care n-au terminat repartizarea sumelor alocate prin PNDL-3. Noi am fost printre primele județe care am terminat această alocare la nivelul tuturor OAT-urilor, știți foarte bine, o lucrare importantă. Ca să ne lăudăm puțin, așa cum mi-a spus staful de imagine, suntem în primele locuri pe țară și la numărul de proiecte depuse și la sume alocate și încheierea întregului program de viitor pentru alocarea acestor sume. Proiectele Consiliului Județean Argeș, pentru care s-a obținut finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, sunt următoarele. Stație de epurare ape uzate și rețea de canalizare menajeră aferentă unităților medicale Spitalul de Boli Cronice Călinești, Unitatea de Asistență Medico-Socială Călinești, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Călinești și Centrul de Permanență Călinești din Comuna Călinești. Pod peste râul Neajlov în satul Siliștea, Comuna Cătească. Modernizare drumul județean 731B, sate Sămara și Metofu, Comuna Poiana Lacului. Modernizare drumul județean 732C, Bughia de Jos, Malu, Godeni. Modernizare drumul județean 679C, Izvorul Mozăceni. Modernizare drumul județean 703H, Sălătrucu, Vâlcea. Modernizare drumul județean 703B, Morărești, Uda. Modernizare drumul județean 739, Bârzești, DN73D, Negrești, Zgripcești, Beleți. Modernizare drumul județean 703I, Merișani, DN7C, kilometrul 12 plus 450, Mușătești, Brăduleț, Brădet, Lac Vidraru, DN7C, kilometrul 64 plus 400. Modernizare drumul județean 703B, Pădureț, DJ679, Costești, DN65A, la lunga Corbului și Costești. Modernizare drumul județean 703G, Șuici, DJ703H, Ianculești, limită județ Vâlcea, Comuna Șuici.